Cum mi s-a părut uh, povestea de viața Carmini? Mie mi se pare o fată extrem de răsfățată, ca să spun așa, dar este și foarte sufletistă. Este o domnișoară. Mi-a plăcut uh, că a avut o singură relație până la vârsta aceasta. Îmi place și comunicarea ei uh, cu familia. Uh, mi se pare un copil. Uh, extrem de sensibil, dar în același timp, privind situația creată în legătură cu Andreea, parcă am niște semne de întrebare, parcă există ceva acolo care nu mi-ar plăcea. În rest, în momentul acesta, clar, nu văd un băiat potrivit pentru ea în casă, poate va intra cineva special pentru ea. Dacă stau un pic să mă gândesc, Sebastian, dacă îl țineți minte, mi se mi s-ar fi părut cel mai potrivit pentru ea. Și mi se pare că sunt așa asemănători. Și când spun Sebastian, mă refer la Sebi, care a fost în sezonul Leo Anda Nora. Îl țineți minte, nu? Cred că nu mă înșel. În sezonul acela a fost. Sebi, care a venit cu mama cântăreței. Mie mi se pare că el ar fi fost cel mai potrivit pentru Carmina.